același bine m-am găsit la prof mai cu exerciții de matematică. Clasă de la clasa a șasea, tema pentru a clasă a cincea. A cincea, da, așa, a cincea. Și ieri am avut o discuție cu Dara și cu Coria. Am avut o problemă pe care aș vrea să-ți o prezint, după care să treci și la problemele acelea. A rămas ea undeva finalizată până într-un loc. Și noi am găsit la problema a doua, da? Era vorba de faptul că... Să se determine. Da, să se determine X și Y natural. Așa încât, așa încât, 4 la puterea x, 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 barat, plus 8 la puterea y, 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 barat, să fie egal cu 2 la puterea 1999. Cât? 2 la puterea 1999. La aceeași bază. Da, aceeași bază. La ce bază? 2. La 2. Deci echivalentul? 2 la a doua, tot la x, x, x barat. X, x barat. Plus? Plus 2 la a treia, tot la x, y, y, y barat. Y, y barat. Egal cu 2 la 1990. Putem să facem 2 la 2 x, x barat. Exact. Așa, nu se înmulțesc. Da. Da. Deci ar fi echivalent cu a scrie că 2 la puterea 2 ori x, x, x barat plus 2 la puterea 3 ori y, y, y barat egal cu 2 la puterea 1999. Păi acum m-am gândit că am putea să... Nu, doar nu. Păi ar fi 6 ori paranteză. De ce 6? 2 la 1999 este egal cu 2 la 6. Ori paranteză x, x, x plus y, y, y. Păi dar nu-i mulțime. Ca să adunăm exponenții. Vezi? Este adunat. Ce am putea face așa pentru un moment? Adică nu ajută-ne un pic. A, 2 ori x, x, x barat. Să umblăm la x, x, x barat ăsta. Și la y, y. Putem să scriem în bază 10. În bază 10, sigur că da. De ce aveți să facem? 2 ori 100 x barat. 100 x plus 10 x plus x. Așa. Plus 4 ori. 4 ori 100. De ce 4? 100 x. 100 y. Deci, ai zis așa. 4 ori 100 y. 2 ori. 2 la puterea. 2, 100 x. 2 pe lângă. 100 x plus 10 x plus x. Da. Plus 4. 2 la puterea. Da, 4. Deci 4 ori tot 3 este. 3 pe lângă. 3 pe lângă. 100 plus y plus 10 y da. Plus y egal cu 2 la puterea 1999. Echivalent. Okay, 2 la puterea. Cum să scrie aici 100? Cât face 100 x plus 10 x plus x? 111 plus 5. Da. Deci 2 ori 111 x. Ori x. Nu? Da. Plus 2 la puterea 3 ori 3 ori 111 111 x. Y. Ori y. Y. Da?
și egal cu 2 la puterea 1999. Echivalent. Aici am putea scrie 2 la 111 totul la 2x. Că fiind vorba de mulțime, scrim așa. Deci ar fi echivalent 2 la 111 totul la 2x. 2x. Plus, mai la următorul termen. 2 la 111 totul la 3y egal cu 2 la 199. 2x plus 3x egal cu 2 la 1099. Stop. Nu e mulțime. Deci nu e mulțime ca să copii baza și să adun exponenții. Dacă ar fost de mulțime, ar fi fost de la 111. Nu? Totul la 2x plus 3y. Așa? N-ai ce face. Mai visăm. Poate avem baftă ca 199 să se împartă la 111. Dacă se împartă la 111, înseamnă că zicem și de aici 2 la 111, totul la. Cât o fi. Și atunci 2 la 111 notăm un A. Și ar fi frumos, interesant. Ai înțeles ce spun eu? Da. Deci dacă 1999 s-ar scrie, s-ar împărți exact la 111, am fi foarte fericiți. Ia să vedem. 1999, dacă se împarte la 111. Nu se poate. 1999 e chiar prim. Noi am muncit ieri. Mult, până când l-am testat. La 2 nu merge. La 3 nu merge. La 5 nu merge. Am încercat la numele, după ce am văzut 2, 3, 5. Am început la toate numele impare. La, ca așa trebuie cercetată. La 7. La nu impare. La numele prime, 7. 8. Nu, 8 are de 2. 9 ale pe 3. 11. Deci pe 7 la 11 am încercat și nu s-a împărțit. După aceea am încercat la 13, chiar număr prim. La 17, la 19, la 23, la 29 și ne-am tot dus până când am ajuns la un moment dat 40 ceva. 41 cred că sau 43. Și am constatat că de acum cât e mai mic. Și când constatăm cât e mai mic, ne oprim. 49 la Da, 49, 47. 47 e număr prim. 49 e 7 ori 7. Da. În final, după ce am văzut că număr prim, ne-am speriat. Și am zis, măi, tot nu renunțăm la ideea de a scrie 2 la puterea 111. Mi-ar place foarte tare să apară 2 la 111. Dar cum? Și am zis, poate un vecin de-al 1999 să fie să se bată la 111. Că de acum visul meu, fiindcă am aranjat aici 2 la 111, visul meu este și aici să fac asta. Ei, la 2 la 7 aprobare, să scrie ca din 2 la 6, un 2, foarte bine. De acord? Deci 2 la 6 e egal cu 2 la 7, 2 la 6 cu caracteria. Sau mai poate fi scris ca 2 la a patra, ori 2 la a treia și nu mai departe. Adică pe 2 la 1999 vrei să scrieți ca două numere. 2 la... 2 divizori al 1999. Nu divizori. Niște numere care adunate sunt de 1999. Exact. Unul și 1998. Deci pot să spun că este egal cu 2 la a treia. Ori 2 la 1998. E bine?
Ăsta, dacă s-ar împărți, ar fi foarte tare. Ia să vedem, 1998, pardon, 111. Ia, 1998. Nu știu. Dar ar fi șanse, dar nu știm foarte bine. Dar cert este că putem... Dacă nu va fi așa bine, o să zic 2 la 2, ori 1997. Păi, dacă vreau să îmi dai ceva cu 11, trebuie să fie măcar 222, 991, 999 și aici 199. Iar face, fă împărțirea, mă, hai să facem un preț. 1998, împărțit la cât a zis la 100, nu pot să e calcul. De câte ori ar merge? O dată? Da. 101, 1, 1. Și cât rămâne? 8, 8, 8. Ce tare, da? Și mergi de 8 ori. Și faci 8, 8, 8. Adică eu sunt un spăciu 18. Foarte tare. Așadar, hai să vedem ce devine greșit. Deci el devine 2 la puterea 111. Totul la 2x. Plus 2 la puterea 111. Totul la 2y. Este egal cu, da, la 3y, corect, la 3y, egal cu 2 ori 2 la puterea 1998, care se zice 111, ori 18. A, păi am întâlnit acum. Acolo unde e 2x trebuie să-mi dai 18 și unde e 3y trebuie să-mi dai tot 18. Nu știu, nu știu. Pentru că dumneavoastră să fie 11 ori 18. De asta s-a făcut dumneavoastră totul la 2x. Adică x o să fie 9 și y o să fie 6. Da. Pare așa. Pare așa. Dar deci, vedem ce tare este greșitul. Dar hai să pentru prietenii noștri, pentru toți ceilalți, să zicem cu ăsta 2 la 111 tot la 18, da? Deci apare 2 la puterea 111 tot la 2x. Plus 2 la puterea 111 la 3x. La 3y. Egal cu 2 ori 2 la 111 totul la 18. Și acum, din comoditate, ca să nu mai scriu peste tot, fiindcă a apărut același lucru, 2 la 111 și aici, și aici, și aici. Notăm, notăm. 2 la 111 cu un A. Da? Notăm cu un A. Cu un A. Cu un B, cu un C, cu un liter. Și atunci ce devine ieșite? Te rog să urmări. Ce devine? A. A la puterea. Puterea 2x. Plus. Plus A la 3y. Egal cu 2 la. 2 ori. A. La. 18. 18. Așa asta e relația de bază la care am ajuns și noi ieri. Și iată cum tu ai ghicit că X-ul și Y-ul sunt cifre. Da. Da? X-ul și Y-ul se duc până în 9. Da. N-au voie să fie 0. X-ul e 9 și Y-ul e 6. Deci se pare că există soluția X egal cu 9 și Y egal cu 6. Aceasta este o primă soluție. Nu mai există 6? Asta e povestea. Ori mai fi și alte perechi. Dar avem un motiv serios să-i spunem că nu, asta e singura soluție. Bani. Pentru... Nu știu, avem 2 ori ăla. 2 ori ăla. Nu cred că mai simt. Că dacă ne facem... Până acolo e 2 la 3. 2 ori ăsta cred că îi face semnul și cel mai frumos. Da. El face treaba cum trebuie. Și aici, și aici, când se adună, face de 2 ori acea lucru. Da. Păi, dacă avem acolo 2. Noi aici am rămas ieri. De exemplu, am ghicit și noi soluția 9 și 6, am mai așezat mai niște lucruri acolo, am gândit altceva, dar aici ar vrea să văd cum arătăm că asta este unica soluție. Să zicem așa, explicați. Deci,
Să încercăm să explicăm într-un alt mod. Să spune că dacă ai doi. Nu, nu. Știi eu ce? Horia, mă folosesc de el. El e la prima citire. Ca să văd dacă poate să fructificăm felul în care gândește el, să vină cu vreo idee nouă. În afară de ce am gândit noi. Păi, să spunem că ai doi. Spunem că nu ai doi. A este 2 la 111. A este 4. Da. E puterea lui 2. Păi, 2, 4, 8, 16. Da. Dacă noi avem acolo 2 ori, 2 la 111 și totul la 18. N-avem cumva 2 ori la 1, nu se cuplează cu 2 la 111? Păi se cuplează și dă 2 la 1999. 1999. Nu, vedeți 2 la 1000, la 100, la 112. Nu. Că trebuie să ridici pe 111 la 18. Dar de ce nu știu cum să ridic? Păi da, așa e obligația. Unul ăsta nu se leagă cu... Nu s-a dus la ăsta. Ai obligația, trebuie să ridici la 18. Ai înțeles? Deci nu, trebuie să faci o funcție de aceea. Păi 2 ăla... Nu, nu mai există. Vă spun sigur, nu mai există. Păi cuvântul tău că nu mai este absolut și nu te crede nimic. Trebuie să dovedem. Păi 2 ăla îmi face serviciu tot. Pentru că el e 2 la 1 și la orice ar face eu, 2 la 111 la totul la 18, și ăsta o să-mi dea 1998. Și cu 1? Și când însă 2 la 1, o să-mi dea mereu 1998. Da, 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 bun. Tu ai ghicit soluția, dar de ce n-am mai existat și o altă soluție? Până la să-l micșorez pe X, X poate să fie mai mare de 9 decât 9? Nu. Nu poate să fie. Până la 20. E până la 10. Da. Că e doar cifră. Păi, dacă... Nu știu, aș încerca. Hai să luăm, zicem așa. Să luăm ca o altă soluție. X egal cu... Cu cine să luăm? Cu 8. Și pare indiferent cum găsim atunci. Nu știți de ce nu dă? De ce nu? Că 2 ori 8 nu dă 18, de 16. Da. Păi ce? Găsiți dumneavoastră cu un număr care... O cifră care la 2 să mulțesc sunt de 18. Păi nu mai sunt cifre. Ce ne face? Păi nu mai sunt. Nici cu 3. Că 2 și 3 școli... Nu știu, pentru mine nu mai există. Vă spun, nu fă cuvântul meu. A? De ce vă spun? Nu mai există. Deci tu... Nu care mă lăsit cu 2 și de a 18. Da, nu mai există. Și cu 3 care este a 18, toată chestia. Deci X și Y natural care să facă joc treaba asta, nu mai există nici asta, nu? Da. Da, dar pe baza cuvântului tău nu te redacta. Vrei să redactezi așa pe bază, uite, pe cuvântul dat de Dariu, Davide, pe cuvântul dat de Davide, mergem și zicem, mergem înainte. Păi nu mai există, dar însă numere naturale. Că 2, orice număr, pot spun și 8, dar de 6, pot spun 7, de 14. Da. 7 de 14. Da, sigur că Mario aici ne urmărește dacă nu greșim la mulțime. 6, 2, 12. E ceva cu 2 și 3 ăla, care să vedem ceva cu ei. Deci 2 și 3 ăsta face serviciul destul de interesant. Păi 2 și 3 sunt întotdeauna lui 18. Divizor. Divizorul lui 18. Da. Păi divizorul lui 18 este puțin. Păi știi pe toți. 18, 2, 3, 6 și 9. 6 și 9. Asta-i. Nu, deci eu nu, ca să spun clar, nu mai sunt. Nu mai sunt și se merg pe mâna ta. Ori să încercăm 8-ul să vedem ce se întâmplă. Deci dacă ar merge pic să cam 8, ce a devenit chestiul ăsta? Ar deveni. Ala 16. Deci atunci el ar deveni ala puterea 16 plus nu, chiar dacă... ala 3Y. Da. Nu? Ala 3Y egal cu 2 ori ala puterea cât?
Aptera 18. A aptera 18. Și nu poți vedea un număr a 3, Y ori 3 care se vedea 2, că e prea mare. N-am atât. Dacă scădem de aici, da. Uite, dacă scădem... Scădeți un anul 16? Așa, de la mine, 10. Ala, de la 16, scazi și din spica și din dreapta. Și vă dai ala a doua. Îmi dă aici ala 3 Y. Să fie egal cu 2, ori ala 16, 18, minus ala 16. Da? De ce nu scrieți direct ala 18? Nu pot, cam ori în față. Să-ți poți scoate în factor comun cel mult cât aici. Comuna la 16. A la 16. Și atunci apare. A la puterea 3Y este egal cu 2. Nu, cu A la cât am zis noi scoate în factor comun. A la 16. Nu? Așa spune. A la 16. Pe lângă 2A. A la 2. 2A la 2A minus 1. Și mi-a arătat, apare acum A la 3Y egal cu A la 16, pentru că 2 A la 2 minus 1. Aș putea să mă împart printr-un A la 16, încât 3Y e mai mare decât 16. Și pot să împart ambimente, da? Să scade din exponentul ăsta pe 16 la împărțire, nu? Așa se pare multe. Și apare ce? Deci împărțim totul prin, cât am zis? Prin A la A 16. Dar nu am dat sultul nostru la 16. Eu l-am spus. Nu, profesor, nu sunt, singur. Dar nu vreau să am un moment mai sănătos, că nu știu de ce mai... Păi uitați, dumneavoastră, m-ați dus la stăță care îți vă arăt cunoscut A la 16, nu? Dați-mi dumneavoastră 3 la ceva care se dă imi la 2. Dar de unde 3 la ceva? Ce ai tu 3 la ceva? 3 acolo, A la 16 plus A la 3Y egal cu 2 ori A la 16. Dar să știi că A ăsta e motivul de 2. Da. Ai motivul de 2, uite acolo. Și 3.000 multiple. Apropo de asta, ca să ajungi la A la 18, în mod sigur 3Y ăsta e mai mare decât 16. Da. Și atunci da. Să te scoate pe A la 16 în factor. Hai să nu ducem în partea cealaltă. Pur și simplu scoate pe A la 16 în factor. Cât ar fi dat scoate? A la 16, pe lângă 1 plus A la cât vine? Cine vede Horia și cu tine, te rog să urmăriți. A la 2. Nu. Vine 3Y minus 16. Că nu așa, când spate pe el mai mic în factor comun, aici se scade exponenții. Egal cu 2 ori A la A 18. 2 ori A la A 18. Noi vreți împărțim printr-un A la 16? Sigur că da, foarte tare. Împărțim totul printr-un A la A 16. Bine, 1 plus A la 3Y minus 16. 1 plus A la puterea 3Y minus 16 este egal cu 2 ori A la... A la 2. A la 2. Corect. Acum, priviți cu foarte multă atenție la relația asta. Cum aș gândi să fac 1 plus A la 3Y împărțit la A la 16. Bun, faci așa și rămâne așa în tăcere. Dar privește aici. Îmi fac printr-un A la 2. Hai să privim la ea așa, să vezi ce deșteaptă chestia acum. A, ce, A ce fel de număr este? Am spus mai devreme. A e 2 la... Da. Deci e par. Ridicat la orice putere, un număr par. O să dea număr par. O dă întotdeauna număr par. Am număr par. Deci, ia gândește, un număr par, ridicat la 2, la 3, la 4, tot număr par este. Care e de 2 incorporat și 2 la putere. Deci asta e tot așa,
este par. Par. Par plus 1, par plus 1. Dă număr impar. Și n-ai cum, pentru că ăla e par și celălalt e impar. Extraordinar. Deci aici este ce fel de număr impar. Și în dreapta este par. Un număr impar egal cu un număr par? Imposibil. 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 Și punem o paranteză. Un număr impar egal număr par. Greșit. Deci nu se poate. În concluzie, dacă mă duc, mă duc la cât? Mă duc la x egal cu 8. Dacă mă duc la x egal cu 7. Iar vine 14. Același lucru scoate factor comun, aceeași chestie, iar apare număr. Deci apare un număr impar egal cu un număr par. Fals. Singura soluție. Din cauza asta. 96. Deci pe cuvântul tău de onoare, că așa este, trebuia un pic argumentat, muncit. Tu ai simțit bine exercițiul. Deci ai simțit bine că în urma locuirii x cu, cred, cu 9, face 2 la a 18. Aici cu 3 face a la a 18. Și un a la 18 și un a la 18 face a la 2 de a la a la 18. Dar trebuia argumentat un pic mai exigent, mai serios povestea asta și argumentarea asta a fost. Da? Noi ne-am oprit, am dat două soluții parcă ieri. Da. Am mai dat o soluție cu... X7. Am încercat și am încercat după tradiție, dar acum am găsit o idee mai deșteaptă pentru a dovedi chestia asta. Deci tu, de la observația pe care ai văzut-o, că asta ar fi soluție, ar urma să ne chipuim oare mai mică decât 8 ar fi posibil? Și răspunsul nu. Că dacă e mai mică decât 8, se întâmplă în cazul ăsta că apare un număr impar egal cu un număr par. Și se strică tot jocul. De singurul x egal cu cât? X egal cu 9. Și Y egal. Și Y vine simplu. Dacă la X e fixat pe 9 e deșteptul, la Y vine simplu. Că ce fac aici? Mă cresc pe X cu 9, 2 ori 9. La A la 12, A la 18, aduc din scadul de aici, rămâne A la 3, Y egal cu A la 18 și rămâne Y egal cu 6. Deci toată povestea este să discute pe X. Da? Care 9 și mai mic al numărului bun. 9 și mai mic al numărului bun. Și atunci povestea este făcută. Și sigur, și te poți uita și la cum am gândit ieri, am vrut să fac acest exercițiu pentru că mi s-a părut foarte interesant. Și fiindcă tu l-ai văzut, am zis, haide să le iau. Și iată că l-am gândit împreună acum și am și văzut cum anume apropo de asta, știi de unde a plecat autorul ăsta la jocul ăsta? Da. De unde a plecat? Ce? El acolo a avut ca șmecherie. Dar cum a gândit el? Cred că în matematică, în literatură, este cunoscută ecuația asta. A la 2x plus A la 3y este egal cu 2 ori A la 18. Este o ecuație cunoscută. Și el... A, și a înlocuit doar A-ul. El se limită la A, adică a pus pe la... Sigur că da! Sigur că da! A, și acolo a făcut, a multiplicat ca să facă 4 la 8. Sigur că 3 la, la a doua, 2 la a doua face 4 și 2 la a treia face 8. Și eu s-o pus pe urmă liniștit și ne-au sunteat să o negheșit acolo. 111 a celul văzut ca fiind XXX și celălalt fiind rechimeterile. Deci, pur și simplu, a mers înapoi. Autorul pleacă de la această relație cunoscute. Și cu asta v-am comunicat ceva. Că atunci când compune exerciții autorii, tot îmbină fel de fel de rezultate de așa cunoscute. Și iată cât de frumos aici exploatează chestia asta. Deci, în loc de A, pune 2 la puterea 111. În loc de A. Și atunci ce devine exercițiu? Vine 2 la puterea 111, totul la 2x,
Haideți să faceți chestia asta, vedeți cum o vedeți înapoi. Vreau neapărat să înțelegeți așa. Plus 2 la putere 111, totul la 3 ne. Egal cu 2 ori 2 la putere 111, totul la 18. Ceea ce ar fi echivalent, cu a spune, cum se ridică o putere la o altă putere? Se înțelege exponenții. Deci vine 2 la puterea 111 ori 2x plus 2 la puterea 111 ori 3y, da, egal cu 2 la puterea, deci din tot calculul ăsta se iau 1999. Din tot calculul ăsta. Când vine 11, 111 ori 18 și plus 1, este exact asta. Și e mai departe cu. Poate să zic că 2 la a doua, totul la x ori 111, plus 2 la a treia ori x ori y ori 111, egal cu 2 la a treia ori 1999. Și toată chestiunea este că x ori 111, poți zici xxx cu bară deasupra. Deci vine 2 la 2 face 4 la xxx plus 8 la yyy este egal cu 2 la 1999. Iată cum l-am descoperit. Abia cum l-am descoperit de autor și am aflat șmecheria de culise. Cum anume s-a compus exercițiul. Deci s-a plecat de la o chestiune mică, cunoscută, un adevăr cunoscut, dar cu inspirația care o ai de a zice pe la 111, locuindu-l pe a, te trimite spre un exercițiu foarte simpatic. Pentru că 3-ul ăsta este folosit de a ajunge de la 2 la 3-a, care face 8. Iar 2 la 2-a face 4. Și 111 ori x face x, 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 număr. Iar 111 ori y, da? Și iată, compunând aceste ieșițiu, care noi ce am făcut? Am mers înapoi până am dat peste ea și la ea am muncit acolo. Adică noi am făcut partea care era de cunoscută în literatură. Adică noi am coborât scările și acum ne rugăm înapoi. Da? Deci ne-am dus acolo de unde a pornit ea. Sigur că și noi putem compune astfel ieșiții acum. Te poți gândi la tot felul de șmecherii, da, dar de la niște adevăruri clasice. Da? A la 2 exclusă la 3, că 2 A la 18, că cele două numere, 6 și 9, îți fac tot serviciul. Da. Adică da. Da. Super, super. Și acum, haide să ne ducem și la subiectul care la el acolo. Am ținut să-i arătăm și David, pentru că el n-a participat. Iar la lecții și după ocazia asta așa am ghicit. Ți amintești picotul ăsta? Eu m-am dus cu o variantă x egal, dacă aș fi mai mic decât 9, da? M-am dus la 8. Dar n-am avansat, n-am finisat. Și am zis, sigur, merge și asta, dar nu știam cum trebuia argumentat. Să citești după ce te-ai ridicat tabla. Și o profesor, eu vreau să vin la mate, dar era prea târziu. Aminte, băi. Că era pericol. Eu vreau. Tu vrei, sigur, pentru că n-am convins că arăți și foarte obosiți de pe avion, pe toate. Și eu, direct din Cuba, am venit sau direct? Italia, aha, și de Italia zi. Adică 20 de euroscopii am vorbit. 20 de euroscopii. Omul să-i stăpânt. Așa.
Cum sună problema? Prima problemă, să o vedem. Așa, deci e vorba de chestiuni deosebit de interesante. Deci aici Olimpiada Națională 2010. Da. Națională. 2010. Iar aici, zice așa, determinați toate mulțimea cătuite din trei numere naturale, nenule, deci determinați. Scrie conținut, da? Determinați. Toate mulțimile au cătuite din trei numere, da? Toate mulțimile au cătuite din trei numere naturale. Din trei numere naturale nenule care au proprietatea. Ce? Au proprietatea. Determinați toate mulțimile alcătuite de trei numele naturale nenului, ce au proprietatea. Și acum, proprietatea este următoare. Câtul și restul, câtul și restul împărțirii, câtul și restul obținute prin împărțirea, câtul și restul împărțirii, câtul și restul obținute prin împărțirea. Câtul și restul obținute prin împărțirea sumei. Prin împărțirea sumei oricăror elemente ale mulțimii. Sumei oricăror elemente ale oricăror elemente ale mulțimii la cel de-al treilea ale mulțimii la cel de-al treilea sunt numere distincte din mulțimile următoare. Sunt numere distincte din mulțimea toate mulțimile alcătuite din trei numere naturale, nenule. Deci, toate mulțimile care au în componență. Mulțimea A1. Prima mulțime. Care are în componență A1, A2, A3. Deci are în componență trei elemente. Determinați toate mulțimile alcătuite din trei numere naturale, nenule. A doua mulțime. A doua mulțime, a doua. Care are B1, B2, B3. A treia mulțime. Care are pe C1, C2, C3. Și mai departe. Deci găsim toate mulțimile. Și au în componență doar trei elemente cu cardinalul 3. Distincte. Nu le scrie numele.
Să fii toate nenule. Da. Care au proprietatea. Câtul și restul împărțirii, câtul și restul obținute prin împărțire asume oricărui element ale mulțimii la cel de-al treilea. Adică, în profet, 2 plus 3 împărți la 1. Deci, câtul și restul obținut prin împărțirea sumei oricăror elemente ale mulțimii. Oricăror elemente ale mulțimii. Deci, adică a 1 plus a 2. 2 împărțit la 3, să ne iau cât și rest. Să fie câtul și restul. Numeriți așa. Împărțit la cel de-al treilea. Sunt numere distincte din mulțimea asta. Adică n-ar voie spune 1, 2, 3? Dar atenție ce spune. Câtul și restul împărțirii sume a oricărui două. Păi adică poți fac A1 plus A3 împărțit de ce la variat? 2. A1 plus A3 împărțit la A2 să mă ducă la un cât și un rest care să fie din ce mulțime? Din 1, 2 și 3. Dar atenția a oricăror două din ele, adică nu numai a 1 și a 3, ci și a 1 plus a 2 împărțit la a 3. La a 3 să mă conducă spre cât și rest din această mulțime. Tot așa de bine a 2 plus a 3 împărțit la a 1. Să mă ducă la un cât și un rest care să fie elemente de acolo. 1, 2 și 3. Și adică mai spune mergem în A2, B, 1, 2, bineînțeles. Noi dacă reușim să găsim aici, dacă reușim să găsim asta, sunt mai multe variante. Dacă noi găsim, de exemplu, dar mulțimile poate fi la fel? Mulțimile, vrei să spun dacă sunt identice? Da. Nu. El vor conține alte triplete. Adică le aflăm pe primele, dacă al doilea, vedem care e diferența și nu vom trebui în multe. Eu zic că dacă am putea rezolva aici asta, înseamnă că probabil avem mult mai multe variante între A1, A2 și A3, că se mulțim la începe. Înseamnă că acolo facem teorema mulțimii cu restul, toate. Așa mă gândesc. Adică A1 plus A3 egal cu A2 ori C plus R. Deci traducem pe rea împărțire de cure și asemna că A1 plus A3 este egal cu A2 oricât ori un cât plus un rest. Restul. A1 plus A2 da. Egal cu un A3 oricât plus rest. Da. A2 plus A3 egal da. Cu A1 ori cât plus rest. Hai să zicem C1, C2, da. C3 și plus restul, da? Și restul o să mă celălalt. Nu. Restul 1, restul 2, restul 3. Ai observat. Suntem atenți. Proprietatea este așa. Câtul și restul obținute prin împărțirea sumei a oricăror două din ele, la cel de-al treilea, cum am tradus noi, câtul și restul